Simt frig și foame, atâtea nopți în penitenci. Oho, Tarzi, Tarzi! Băi, nu pot să nu observ că omul ăsta a evoluat foarte mult. Oho, salutare și bine m-am regăsit la un nou clip. Numele meu este Gabis și vă fac reacții gratis. Băi, astăzi facem o reacție la Tarzi, Fit Machiavelli și Katia. Piesa se numește Sfântul. Acum, nu, cât de sfinți suntem și noi, o să vedem pe parcurs. Dar până atunci, eu zic să nu mai pierdem timpul și să dăm drumul la piesă, nu? Machiavelli on the gangsta shit. Cântă bine fata, sincer să fiu. N-am auzit de ea, dar are voce frumoasă. Îmi place, până acum îmi place. Închis între betoane, sper că n-ai uitat de mine, Doamne. Atâtea suflete pierdute aici în fric și foame. Atâtea nopți în penitenciu. Oho, Tarzi, Tarzi. Băi, nu pot să nu observ că omul ăsta a evoluat foarte mult. Și muncește și avansează față de cum a fost la început. Sincer, vă spun sincer adevărul, la început nu-mi plăcea de el. Nu-mi plăcea pentru că mi se părea că nu se potrivește pe treaba asta pe rap. Că nu avea flow-ul ăla, nu știu. A, în fine, contează că acum omul a muncit și mi-a demonstrat contrariul. Asta cred că e cel mai important. Am văzut multe, prea mulți băieți care zâmbesc cu aripile frânte. Atâtea voști ce nu vrea nimeni să le asculte. Dar uite că totul e o colivie a viselor pierdute. Mm-hmm. Frumos, frumos. Încep să se lege și rimele și... Frumos, frumos. Multă sărăcie, droguri și icoane rupte. O tonă de povești de groază ce nu sunt văzute. E totul gri și prăpuit și nu mai simt nimic. Îmi vin clișee din trecut, noaptea la nesfârșit. Când mă trezesc, realizez că n-am ce mi-am dorit. Și asta mă face să mă simt din ce în ce mai mic. Asta e pentru toți băieții. Îmi place. Bravo, Tarzi, îmi place. Se roagă așteptând și sper că tot ce a spus aici să nu se piardă în vânt. Craiova, Mărginen și Lava, Valul, Traian, Ploiești, Chilia, Codrea, Rad, tot legat într-un gând. Am rămas același om, suflet prins într-un salon, între desene de creion. Oh, 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 am și uitat. Machiavelli e curios. Careți așa, gangsta, gangsta. Băi, fata asta e frumoasă, sincer să fiu. Adevărul, nu? Ce-am rămas, poate că tot avem un ceas. Cât să ne spunem, vom rămas. Că universul lucrează la tot ce ține de mine, de tine. Mereu mă rog să te revăd cu bine. Sunt ultimile rânduri pe care le scriu. Ce se întâmplă, doctore? Băi, ce bine îmi dă Machiavelli, sincer să fiu, nu mă așteptam, recunosc, nu mă așteptam. Bine, nu mi-ai răspuns de ceva timp și încă îmi fac filme. Mă tot gândesc oare ce faci, cu cine ești, gelozia. Că am scris atât de apăsat azi noapte versul încât s-a rupt hârtia. Încât s-a rupt hârtia. Că văd că nici cafeaua nu-și mai face anestezia. E dimineață și e frig, îți pliu de la chilia. Toată răceala asta s-a creat din motivul că ochii care nu se văd se uită. De fapt, nu vreau să mă duc. Băi, să vă spun o treabă. Sincer să fiu, prima oară când o ieșit Machiavelli și a fost ce-a fost cu el și Montana, vă dați seama că toată lumea, adică na, majoritatea era de partea lui Montana. Fără ca să-l cunoască pe băiatul ăsta. Dar, uitându-mă la câteva live-uri de-a lui,
Mi-am dat seama că omul de fapt e om, om. Și ceea ce admir la el foarte mult e că nu e un om lăudăros. Asta pentru mine e cel mai important. E un om foarte respectos. Știe să îngroape ceea ce e de îngropat. După cum observați, nu mai are cuvinte rele la adresa lui Montana. Cu toate că dacă intri pe live-ul lui Montana și vorbești de el, una, două, am văzut că blochează lumea. Și da, asta e un lucru care, sincer să fiu, cam toți oamenii suntem judecați după treaba asta, fără a fi cunoscuți prima oară. Greșeala pe care am făcut-o și eu. Recunosc-mă, frate. N-are rost să o dai așa în stânga, în dreapta și nu știu ce, că... Zic că poate ai găsit al băiat și toate astea mă distrug, aprind țigara stresat. Când totul este prea pe dos, fără folos, simți că te duci în jos și nu mai ai nimic din tot ce a fost. Și tu, cel care m-a ascuns, nu te gândi la vreun rost, totul e trecător, ai doar un moment prost. Nici nu știu cu cine să-l compar, frate. Nu știu dacă mi-aduce aminte de cineva. Așa îl simt că zici că omul e pe stilul lui. Nu știu dacă pot să spun, bă, seamă, mi-aduce un pic a ăsta sau a ăsta sau a ăsta. Băi, melodia, nota 10, sincer să fiu. Beat-ul nu știu sigur dacă e de pe net sau dacă nu e de pe net. Am văzut că e ceva producător acolo. Sper să nu fie de pe net, pentru că nu se merită să-ți iei copyright, mai ales dacă vrei să faci o treabă serioasă. Tarzi, bravo, îmi place că evoluezi, îmi place că nu te dai bătut, că muncești. Machiavelli, nici n-am ce să zic, nu mă așteptam, sincer să fiu. Katia are voce frumoasă. Aștept și filmul, sincer, dacă poate că fac o reacție și la film. Deși filmul are jumătate de oră din câte am înțeles și na, să fie destul de greu să faci reacție la un film de jumătate de oră. Dar nu-i nimic imposibil. Păi, ce să zic, îmi place piesa, sincer. Videoclipul bănuiesc că-s părți din film, așa că no comment la videoclip. În fine, dacă aveți vreo piesă care vă place și credeți voi că e o piesă la care aș putea să reacționez, lăsați-mi în comentarii și dacă îmi place și mie, fac o reacție. De ce nu? Până data viitoare nu uitați să fiți mai buni și vă salut pe toți!